Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Promisiunea, episodul 16. Abbas amenință cu rănirea celor dragi lui Zumrud dacă nu renunță definitiv la relația cu Serhat. Zumrud, speriată, se întoarce acasă și începe să lucreze cu Cihan în atelierul de olărit. Serhat, încercând să-și continue viața, o duce pe Isic în vizită la Cihan și este surprins să o găsească pe Zumrud acolo. Îi dezvăluie că a demarat procedurile de divorț și intenționează să se căsătorească, dar din cauza amenințărilor lui Abbas, Zumrud păstrează distanța. Deniz semnează actele de divorț, dar refuză să renunțe la Serhat. În paralel, Serhat află de la Niazi că Abbas a fost responsabil de moartea părinților și a unchiului său, iar Azimet a fost singurul care a supraviețuit, plătind pentru tăinuirea implicării ei. Furios, Serhat hotărăște să-l omoare pe Abbas, iar Zumrud se grăbește să-l oprească. Suhandan îl părăsește pe Hamid, dar așteaptă ca el să o urmărească. Hamid își aduce lucrurile la ea și devine distant. Într-o zi, Suhandan îl surprinde pe Hamid la un restaurant cu o altă femeie și simte gelozie. Deși Hamid este la o întâlnire de afaceri, când o observă pe Suhandan, pretinde că femeia este iubita lui. Deniz îi dezvăluie lui Suhandan că aceasta este doar o tactică pentru a o face să se întoarcă la el. Suhandan decide să discute cu Hamid, dar Canan apare într-o ținută provocatoare, făcând-o să creadă că s-au împăcat. Supărată, Suhandan îi spune lui Hamid că divorțul este mai bine și pleacă. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.